ai doar asta o conferințe, seri de poezie, concerte, muzică folk și foarte multe cărți. Programul de vizitare al târgului zilnic între orele 10-19. Târgul este destinat persoanelor cu vârstă cuprinsă între 6 și 100 de ani. Oferiți o carte, citiți! Lectura este o formă a fericirii, ultima la care vom renunța. 4 zile în care se va vorbi mult de carte. În roman, 16-19 august, Parcul Municipal. Organizatori, Camera de Comerț și Industrie Neamț și Consiliul Județean Neamț. Parteneri, Primăria Municipiului Roman, Societatea Culturală Clepsidra, filiala Iași AUSR, reprezentanța Neamț. Da, cred că ne auzim și fără sonorizare. Vă spun bună dimineața și vă mulțumesc pentru faptul că ați ascuns invitații noastre de a veni la această conferință de presă pentru a lansa primul târg de carte organizat la Roman și pentru aceasta țin să mulțumesc tare mult domnului primar Micu pentru faptul că ne-a ajutat și de la început, de când am propus această acțiune, a fost alături de noi în organizare, în stabilirea locației și nu mai mult decât această întâlnire. Târgul de carte de la Roman și este la prima ediție, așa cum vă spuneam. La 8-a ediție este la Piatra Neamț. De ce am dorit să venim la Roma? Roma nu este pentru noi, Camera de Comerț, o zonă într-o dezvoltare puternică, în sensul în care comunitatea se manifestă ca o comunitate care și-a definit foarte bine interesele și politica de dezvoltare. Am mai discutat cu domnul primar să aducem spre Piatra Neamț și alte activități pe care noi le organizam până acum doar la nivel de județ. Târgul de carte este o activitate la care noi ținem foarte mult. Este una dintre activitățile pe care le organizăm spre surprinderea unora cel mai greu. Deci este o muncă de câteva luni de zile pentru organizarea unui târg de carte. Și trebuie să remarc aici că fără niște oameni care sunt cu adevărat dedicați acestui târg, și aici vorbesc de domnul Cristian Livescu, care întotdeauna a fost lângă noi, de Mihai Caravan, care a ținut ca acest eveniment să se producă, ar fi fost greu să organizăm un târg de carte. Spuneam că târgul de carte de la Roman este pentru noi o activitate mai mult de suflet decât o activitate economică. O să întrebați de ce o Cameră de Comerț și Industrie este implicată într-un târg de carte, pentru că suntem cumva prin lege singura organizație care avem această abilitate de a organiza târguri și expoziții. Târgul de carte, spuneam că este o activitate la care ținem mult, la care am investit alături de Consiliul Județean și credem că va fi un eveniment foarte frumos pentru și important pentru orașul Roma. N-aș vrea să intru în programul Târgului de Carte, doar vreau să vă precizez că va fi organizat în Parcul Municipal și va avea două pavilioane, un pavilion organizat pentru expoziție de carte și un pavilion organizat pentru lansări de carte și conferințe. Eu o să mă opresc aici, o să mai intervin, rog pe domnul primar să spună și dumnealui care este pentru Roman și pentru dumnealui importanța unui târg de carte la Roman. Bună ziua, vă spun și eu, bine ați revenit la Roman. Așa cum ați precizat și dumneavoastră,
Am achiesat din momentul în care mi-ați făcut această propunere la această inițiativă de organizare a unui târg de carte la Roman, un eveniment inedit pentru Roman, dar în același timp cred eu că a sosit momentul pentru Roman să ofere și o astfel de activitate. La Roman, din punct de vedere cultural, în ultimii ani există o anumită efervescență și o anumită dinamică, ceea ce ne bucură și demonstrează în același timp că romașcanii au apetit pentru cultură, au apetit pentru arte plastice, au apetit pentru literatură. Am avut nenumărate lansări de carte la Roman, am avut nenumărate expoziții atât în ceea ce privește artele plastice cât și artele fotografice, ceea ce denotă, așa cum vă spuneam, o anumită efervescență din punct de vedere cultural și acest lucru nu poate decât să ne bucure. Eu îmi doresc ca acest târg de carte să devină tradiție la Roman. Pentru acest an am optat ca și locație, având în vedere și faptul că în ultimii ani Parcul Municipal din Roman se bucură de o prezență din ce în ce mai numeroasă din partea romașcanilor. Profităm și de prezența în Roman a celor care lucrează în străinătate și care sunt convins că își doresc să reia contactul și din punct de vedere cultural cu Romanul și cu România. De aceea, având în vedere faptul că cel puțin în zilele de duminică, atunci când vremea este favorabilă, undeva între 3.000-4.000 de persoane vizitează Parcul Municipal din Roman, am considerat că este o locație foarte potrivită, mai ales având în vedere și perioada în care desfășurăm această activitate, o lună pe care noi ne dorim a fi cât mai călduroasă, o lună de august. Se pretează din toate punctele de vedere pentru a fi un eveniment reușit. Vreau să salut și eu prezența la Roman a invitaților noștri, care va da oarecare putere și anvergură acestui târg de carte. Și spun eu că în momentul de față există toate premizele ca acest târg de carte să fie unul reușit, atât din punct de vedere sentimental, cum spuneați dumneavoastră, dar eu mi-aș dori să fie și din punct de vedere economic, pentru că, de asemenea, în ultimii ani, municipiul Roman s-a dezvoltat foarte mult, devine o pondere destul de importantă ca și influență a PIB-ului județean și de aceea eu sper ca, de altfel cum au fost și celelalte acțiuni organizate de către Camera de Comerț, să fie și o reușită, vă spuneam, și din punct de vedere economic. Da, mulțumesc, domnul primar, și așa cum am discutat cu dumneavoastră, noi înțelegem importanța Romanului în economia județului Neamț și vom deplasa spre Roman multe dintre activități, inclusiv cele care sunt destinate atât mediului de afaceri, dar și cele care au această conotație culturală. Vreau să mai fac o precizare. Alături de mine la această conferință de presă sunt cei care au participat la organizarea acestui târg de carte, partenerii noștri, și îmi face plăcere să îi numesc, așa cum am precizat de la început, domnul Cristian Livescu, președintele Uniunii Scriitorilor Filiară Iași, reprezentanța Piatra Neamț, reprezentanța Neamț, domnul Lucian Stroic, vicepreședintele Societății Culturale Sitra din Roman, părintele Corneliu Paiu, președintele Societății Culturale Clepsidra din Roman și, de asemenea, foarte activ și un sprijin deosebit din partea lui în organizarea acestui eveniment, domnul Daniel Romila de la editura Serafica, tot din Roman.
fiecare dintre dumneavoastră vor prezenta câte un aspect din implicarea și din importanța acestui târg, târg care depășește noțiunea de un eveniment care este pur comercial. Noi ne dorim să fie un eveniment pur cultural, să aibă importanța pe care o gândim de apropiere a cetățenilor de carte, de ajungerea la acel moment încât cartea să fie dorită de către cei care participă la un asemenea eveniment. Domnul Lucian Stroic, dacă puteți să... domnul Livescu. Totdeauna vă... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă spun, în primul rând, să vă aduc salutul și contribuția unor scriitorilor din România, respectiv filiala Iași, prin reprezentanța Neamș. Noi, din prima ediție de la Piatra Neamț, am contribuit la realizarea târgului de la Piatra Neamț. Acum ne bucurăm că suntem coparticipanți la târgul de la Roman. Pentru noi, târgul de la Roman era o nostalgie mai veche. Am discutat în câteva rânduri și iată că, în sfârșit, gândul acesta se împlinește. Nu este ușor, nu este nici greu, dar în orice caz totul se bazează pe o tradiție. La Roman există o tradiție culturală și o tradiție literară deosebită. De ajuns să amintim de Ibrăileanu, de Calistrat Hoga și de Otilia Cazimir, de Cezar Petrescu, autori extraordinari, autori. Cezar Petrescu a fost și o vreme vicepreședinte al Uniunii Scriitorilor din România, în vechea formulă Societatea Scriitorilor Români. Deci avem o tradiție bogată la Roman. Mai nou, aici se conturează cu pregnanță o mișcare literară foarte interesantă, foarte bună, foarte necesară. Aveam nevoie de această mișcare literară, aveam nevoie de editurile care există aici, pentru că un târg de carte promovează trei componente. Sigur, are o componentă comercială aproape obligatorie, dar promovează producția locală de carte și aici este noutatea târgurilor pe care le-am organizat în ultimul timp la Piatra Neamț, pentru că am adus în atenție producția de carte locală, ca să spunem așa, de fapt producția noastră de carte, și avem cu ce ne lăuda în materia asta. Sigur că promotorul nostru și deschizătorul nostru, efigia noastră este Ion Creangă, rămâne Ion Creangă, marele clasic al literaturii române, căruia îi datorăm atât de mult și care de curând avem un premiu național de Ion Creangă pe care l-am înființat și care îl acordăm anual la Târgu Neamț. Deci efigia noastră rămâne Ion Creangă, dar avem o tradiție foarte bogată în ceea ce privește viața literară. Pe acest lucru ne bazăm, v-am spus, pe producție de carte bună și în același timp vrem, al treilea lucru este să atragem publicul tânăr spre carte, îl învățăm să-și construiască singur bibliotecă proprie, fiecare copil, fiecare elev. Bibliotecile părinților de obicei sunt depășite. Cu greu se duc spre ele tânăra generație, cu greu se duce spre tânăra generație. Să-i învățăm pe copii, să-i obișnuim să-și creeze singur biblioteca proprie, să-și aleagă singur cărțile, să-și aleagă singur autorii, să citească și să citească ceea ce îi place, ceea ce simte că rezonează cu sufletul lui. Iarăși mai vreau să vă spun că am contribuit și contribuim la realizarea acestor manifestări prin câteva evenimente, pentru că un târg de carte se construiește prin evenimente. În primul rând, lansări de carte, o componentă este lansarea de carte. În al doilea rând, și aici colegii vă vor da amănuntele corespunzătoare. În al doilea rând, din experiența pe care am avut-o la Piatra Neamț, am considerat necesar să venim în fiecare seară, de obicei în jurul orei 18, cu câte o conferință pe care să o aducem un conferențiar, un om de valoare, pe care să-l aducem în fața marelui public pentru a ține o conferință, cum să vă spun, de actualitate în ceea ce privește ori viața literară, ori viața spirituală, ori viața, în general, viața socială. Pe lucrul acesta mizăm, pe atracția aceasta pe care vrem să o facem, să publicul să fie, să rezoneze cu noi și să intre în mediul acesta care este în mediul cărții. De asemenea,
Vreau să vă spun că avem foarte mulți invitați și la Târgul de la Roman, foarte, foarte mulți invitați, mulți din Moldova, dar și din țară, de la București. Va veni editura Icon, va fi o editură foarte valoroasă, o editură din București, care este pe lângă celelalte edituri din București care sunt invitate. Din câte știu, sunt invitate 16 edituri. Dintre acestea, câteva sunt locale, majoritatea sunt traduse din mediile editoriale românești. De asemenea, mulți autori care vin să-și lanseze cu bucurie cărțile, cu bucurie au acceptat să vină la Roman. Romanul sună foarte frumos pentru că are o rezonanță culturală și istorică deosebită. Mai mult decât atât, mulți autori, trebuie să știți că foarte mulți autori își trec în biografia lor și în general în corespondența lor de carte, își trec prezența la aceste târguri de carte. Sunt mulți dintre autorii care își lansează cărțile la București sau la târgurile mari de carte. Sigur, și târgul de la Piatra Neamț și târgul de la Roma sunt târguri care vor crește în timp, vor crește și ca atitudine și ca valoare comercială, vreau să spun. Așa, în așa fel încât autorii aceștia să... când vor vorbi despre târgurile de la Piatra Neamț și de la Roman, să o facă cu bucurie și cu plăcere. Vreau să vă spun în încheiere că să vă transmit un gând frumos de la președintele filialei Iași a Uniunii Scriitorilor, poetul Casian Maria Spiridon, care va fi prezent în prima zi a manifestării noastre. El este și directorul editurii Timpul, directorul revistei Convorbiri Literare, revista, una din revistele noastre valoroase, reviste istorice pe care le avem, de mare ținută și de mare valoare. Va lansa cel mai recent număr al revistei Convorbiri Literare, de asemenea revista Poezia de la Iași. Vor veni de la editura Junimea, vor veni foarte mulți, foarte mulți autori pe care noi contăm și pe care noi îi aducem cu foarte mare bucurie și v-am spus, în primul rând, pentru că rezonează foarte frumos numele și tradiția acestui loc de cultural care se numește Roman. Cu atâta tradiție și atâta civilizație românească încorporată aici. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și eu, domnul Lucian Strochi. Da, mă gândeam că Romanul este într-adevăr o capitală culturală. Și când spun asta, mă gândesc și la tradiție. Pentru că începuturile scrisului românesc se pot găsi aici la Roman prin Macarie, dar și prin faptul că una dintre cele mai frumoase, mai cunoscute cărți a fost tipărită la Roman, cu multă vreme în urmă, și iată Alexandru Mihailă, un neobosit cercetător, descoperă un poet la început de secol XIX. Veți avea o surpriză de proporții în legătură cu asta. Romanul înseamnă, pe lângă numele evocate de prietenul Cristian Livescu și Max Blecher, despre care știu că a avut loc și un festival, și alte nume importante, cu siguranță, dar, iată, nu mă gândesc numai la profesori universitari. Unul dintre cei mai dragi profesori pe care i-am avut a fost Savin Bratu, care e romașcan. Și dacă mă gândesc la pleiada de scriitori de astăzi, începând, dacă vreți, cu Cornel Paiu, pe care pot pune mâna, și terminând cu, să zicem, Constantin Adamovici sau Dan Gabriel Arvătescu sau Violeta Lăcătușu sau Mircea Bostan și atâția și atâția, mulți dintre ei lansându-și cărțile acum. Am încercat și o geografie literară în legătură cu romanul, când spuneam că este capitală culturală pentru 4 zile. Și constatam că sunt prezente toate județele Moldovei la acest târg. E un lucru important. De la Iași, așa cum s-a făcut vorbire, la Suceava va veni Mircea Andiaconu și alții, Vaslui, Focșani,
inclusiv, bineînțeles, Neamț și Botoșan și așa mai departe. Dar, dincolo de toate, vreau să vă spun că în ultima zi va veni și un invitat special, avem confirmarea, e vorba de vicepreședintele Academiei Române, academicianul Răzvan Teodorescu, care are o relație cu totul personală cu municipiul Romanu. Nu vreau să vă spun, în conferința domniei sale cu siguranță va evoca, știu câteva lucruri, cel puțin 5 repere importante despre Roman. Și cred că asta spune ceva despre nivelul acestui libris romașcan. Ideea de a fi în parc concentrat mi se pare foarte frumoasă, nu este o idee neapărat originală. Și alte orașe, Craiova sau, să zicem, Botoșaniu, desfășoară cele mai importante activități, pentru că acolo poate, în mod firesc, cartea poate zbura mai ușor, se poate transforma într-o pasăre, se poate adăposti în copaci. Acolo e și locul statuilor, nederanjate de umbrele noastre, să spunem, trecătoare. Și de ce nu îmi doresc ca să se vândă atâtea cărți câți locuitori ale Romanului. Nu mi se pare deloc exagerat, romașcani iubesc cartea, au o pepinieră extraordinară, mă refer în primul rând la Colegiul Național Roman Vodă, unde aproape fiecare elev este un intelectual cel puțin în devenire, dacă nu deja format, dar are și un avantaj pe care multe orașe, poate cu o populație de 5-6 ori mai mare, nu au. Și anume, să ai un institut franciscan, să ai o episcopie, sunt lucruri extraordinare și, sigur, multe, multe alte lucruri. Afirm că, de pildă, biblioteca George Radu Melidon din Roman este cea mai frumoasă clădire, comparabilă poate cu cea de la Galați. În rest, nu mi-amintesc una mai frumoasă și mai... Și felicită romașcanilor că au așa ceva. Deci, scritori, cărți, edituri, ce ne putem dori altceva decât vreme frumoasă și, dacă vreți, puțin romantism. Și dacă, și un ultim gând, voi fi în toate aceste zile, m-au rugat foarte mulți dintre scriitorii de aici, de aiurea, să le prezint cărți sau edituri, dar, dincolo de toate, vreau să iau pulsul acestui oraș, pe care, din păcate, îl percep mai mult ca navetist, venind și plecând prea repede. Dar aș vrea să vedem în aceste târguri de carte o replică la incultură. Din păcate, incultura astăzi în România a luat formele cele mai agresive, chiar triviale, suburbane. Mie mi se pare că o carte este un plasament pentru o rană pe care acest popor o are. Nu trebuie neapărat să punem în spate centenarul sau un alt pretext, pentru că, repet, poporul român este într-o degringoladă și cartea este cel mai sigur reper de stabilitate, de cumsecădenie, de frumos, de înțelegere între oameni. Pentru că, până la urmă, cartea permite primul dialog pe care un om îl poate avea. De asta mi se pare că, dincolo de lucrurile extraordinare care se întâmplă la Roman și pe care le cunosc foarte bine, acest târg de carte mi se pare un reper peste care nu se poate trece.
și închei spunând că, iată, romanul devine din ce în ce mai puternic din punct de vedere cultural și am să dau un singur exemplu. În acest an la Roman, pentru prima dată s-au atribuit premiile pentru critică ale Uniunii Scriitorilor din România, premii care au fost acordate unui Eșan și unui Pietran. Nu e puțin lucru. De obicei, Bucureștiul a totul. Ei, uite că romanul a luat și el o halcă de lumină, ca să zic așa. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Domnul vicepreședinte al Societății Culturale Clepsidra Roman, domnul Părinte Paia. Mulțumesc, domnule președinte. Am să-i propun domnului primar să-i facă un buletin de Roman domnului vicepreședinte, care este numai consilierul cultural al societății, dar dacă tot ați făcut precizarea aceasta, o să propun într-o ședință a societății pentru domnul Lucian Strochie această funcție de vicepreședinte. Și vom avea astfel doi vicepreședinți ai Societății Culturale Clepsidra, alături de domnul dr. Dan Gabriel Arbătescu. Că toți suntem ambasadorii nemțeni amândoi, așa exact, că nu așa. Ne vom bate. Ce aș mai putea eu adăuga, am primit în primul rând și îl salut pe domnul Mihai Caravan, directorul de evenimente de la Camera de Comerț și Industrie Neamț, invitația de a ajuta la realizarea acestui târg de carte, pe care noi îl doream de mult la Roman. A venit, am putea spune, invitația foarte bine. Nu am stat pe gânduri deloc, am acceptat și, iată, Societatea Culturală Clepsidra devine partener la acest târg de carte, partener la organizare. Romanul a fost un oraș cultural, este și va fi totdeauna. Nu ne putem îndoi de acest lucru nicio clipă. Contribuția Societății Culturale Clepsidra va fi în felul următor. A luat legătura cu mai multe edituri din țară, iar de la Iași, ținând seama că suntem în contextul centenarului Marii Uniri, iată, chiar din prima zi după deschiderea oficială, unde vor fi invitate oficialitățile să vorbească, dar și-a anunțat dorința de a vorbi și domnul președinte al Uniunii Scriitorilor din România, filiala Bacău, domnul Dumitru Brăneanu. De fapt, Uniunea Scriitorilor va avea și un salon de carte, un salon literar, în a doua zi a festivalului, când vor fi invitați mai mulți scriitori din această filială. Vor avea lansări de carte, conferințe ale membrilor USR Bacău, Petre Isachi, criticul literar, Cornel Galben, tot așa scriitor, el este membru USR la Brăila, mi se pare, pendulează între cele două uniuni, Bacău și Brăila, deși locuiește în Bacău. Ioan Neașu, profesorul Ioan Neașu, va ține o conferință și va lansa cărți. Vreau să vă spun că de la Iași va veni directorul și poetul, scriitorul, animatorul cultural Lucian Vasiliu, care va avea o conferință dedicată poetului Grigore Vieru la centenar. Junimea, de altfel, va lansa mai multe cărți. De la Suceava va veni Mircea Adiaconu, profesor universitar și criticul literar, cu o conferință intitulată Cum e cu putință identitatea? O introducere în literatura din Bucovina. Ziua editurii Junimea va fi imediat după deschiderea oficială a târgului de carte Libris Neamț Roman 2018. Vom avea așadar conferințe Libris, conferințe Libris Junimea, conferințe Libris Junimea și Clepsidrice, pentru că știți, noi organizăm la Roman o serie de conferințe, am organizat și ne dorim să organizăm în continuare o serie de conferințe pe care le intitulăm conferințele Clepsidrice. Aș vrea să vă mai spun că și poeții romașcani
dar și alții poeți veniți din Bacău, din Buhuș, de la Iași, de la Botoșan, de la Târgu Neamț, unde iată îi propunem domnului președinte al Camerei de Comerț să aibă în vedere, poate pe viitor, să organizeze și acolo un târg de carte, așa cum o face anul acesta la Roman. Cred că fiecare orășel merită la un moment dat o întâlnire cu cartea de anvergură și la nivel profesionist, nu la un nivel de amator, ca să spunem așa. De la Suceava va mai veni o doamnă, Carmen Veronica Steiciuc, care va prezenta un moment poetic intitulat Regăsirea prin poezie, poeme, lectura autorului. Dumneavoastră este și directorul noului teatru înființat Vișniec de la Suceava și are veleității actoricești și ne bucurăm că a acceptat invitația noastră. Vom avea o seară, sâmbătă seară, ne propunem să avem o seară de cenaclu Clepsidra, folk și poezie, unde vor recita poeții despre care am vorbit mai devreme, cei din Bacău și din țară invitați. Și mai ales poeții romașcani pe care îi invităm cu acest prilej să se înscrie la acest cenaclu. Editura Papirus Media, pe care o coordonez alături de domnul dr. Dan Gabriel Arbătescu, de consilierul editorial domnul Lucian Strog și de redactorul șef, pe care l-a pomenit domnul profesor Alexandru Mihailă, va avea și ea o zi specială în care vom invita scriitorii din zonă și câțiva de la București și de la din imediată apropiere a romanului să-și lanseze cărțile tipărite la editura Papirus Media anul trecut și anul acesta în colecția Centenar. Eu vă mulțumesc și îmi doresc ca în această zi frumoasă în care o sărbătorim pe Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sigla, iată, să avem un început bun. Și am alături și pe părintele director de la editura Serafica, care nu-i așa, are un nume atât de frumos, Serafica. Și dacă îmi permiteți, o să-l invit în continuare să spună câteva cuvinte. Mă bucur să fiu la acest comunicat de presă, care deschide, să zicem, seria târgurilor de carte care va fi în Roman. Ieri a fost sărbătoarea schimbării la față și sper că odată cu această primă ediție a târgului de carte în fața orașului Roman să prindă strălucire în continuare, să aducă un aport deosebit culturii, vieții spirituale, vieții sociale, toate lacurile. Mi-aș dori de asemenea ca să mai facem un comunicat de presă și la sfârșitul târgului de carte. Să tracem niște concluzii și în felul acesta să stabilim niște linii pentru a doua ediție. Sper ca Bunul Dumnezeu să ne ajute să avem în fiecare an un astfel de târg de carte. De ce spun așa? Pentru că eu, ca reprezentant al editurii Serafica, mi-aș fi dorit să cunosc mai din timp programul târgului de carte. Pentru că la noi toți angajații luna august au concediu. Cei mai mulți autori care sunt preoți sunt plecați și ei în concediu. Și mi-a fost greu să organizez un eveniment de amploare, o lansare de carte, deși mai sunt mulți autori locali. Plus că mai avem un pelerinaj la Cacica, unde vom fi prezenți și acolo. Era stabilit de jumătate de an că vom participa și ne vom mobiliza cu tot efectivul. Vom fi prezenți, în funcție de spațiu, noi avem multe cărți de prezentat, pentru că avem o activitate frumoasă din ultimii 5 ani de zile, tot mai multe cărți și este binevenit acest târg de carte, pentru că noi, ca editură locală, putem să prezentăm romașcanilor, locuitorilor acestui oraș, în ceea ce noi am lucrat.
atât munca noastră de editor, de redactor, dar cât mai ales munca autorilor. Pentru că avem autori locali care au editat cărți la editura noastră și autori din zona, din apropierea romanului. Dar cea mai mare parte a autorilor noștri este făcută din preoți, care chiar dacă nu sunt romașcani, activează în cadrul Institutului Teologic Franciscan și avem cărți cu deosebită valoare spirituală, socială, religioasă, în primul rând, literatură religioasă, cărți de filozofie chiar, avem și o carte la care țin foarte mult, personalități romașcane, care va fi prezentată la loc de cinste. Sperăm pe una din mesele puse la dispoziție. Vom prezenta colecțiile noastre de vârf, să spunem așa, lecturii, operele romașcanilor și în funcție de spații pe care ni se oferă cât mai multe titluri. Dispunem de 300-400 de titluri, să vedem. Dar cele mai valoroase vor fi puse pe masă. Vă mulțumim încă o dată pentru că faceți posibil organizarea unui astfel de târg și sperăm și la a doua ediție. Și încă o dată reînnoiesc rugămintea de a mai face o întâlnire la sfârșitul Târgului de Carte. Da, vă mulțumesc că, după cum observați, este manifestat un interes deosebit pentru acest eveniment și vă asigur că cel puțin în următorii 4 ani, cât voi mai fi președinte al Camerei de Comerț și Industrie Neamț, Românul va beneficia de toată atenția și Târgul de Carte, așa cum am precizat de la început, este un eveniment la care țin foarte mult, este un eveniment de suflet, pentru că este cel care netezește cumva asperitățile între oameni. Prea multă înverșunare consider că s-a creat în ultima vreme în societatea românească și avem nevoie de acele evenimente care să ne apropie, care să ne unească și dacă tot suntem în anul centenarului, măcar să găsim acea disponibilitate personală, sufletească, în așa fel încât să putem comunica unii cu ceilalți și conceptul de comunitate să manifeste în partea lui bună. Spuneam domnul primar de fiecare dată când ne întâlnim la activități și de alt gen, că în roman se simte această diferență. Comunitatea oamenilor din roman se manifestă altfel, parcă sunt mai apropiați, cel puțin așa se vede din exterior. Și lucrul acesta este un lucru bun care aș dori să-l dezvoltăm împreună. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră. Dacă dumneavoastră aveți întrebări pentru organizatori... Mai am eu doar o intervenție, dacă îmi permiteți, domnule director. Vreau să vă aduc la cunoștință, dacă tot suntem la o conferință de presă care privește acest târg de carte. Vreau să vă informez că în luna septembrie vom găzdui la Roman un colocviu internațional de literatură, acolo unde ne vom bucura de o prezență internațională de critici literari și scriitori și profit și lansez invitația pe această cale tuturor celor interesați să participe la acest eveniment, să se înscrie în cadrul acestui colocviu și să-l facem și pe acesta cât mai dinamic și reprezentativ, pentru că, iată, încetul cu încetul, Romanul începe să se impună ca un oraș cultural și la nivel internațional, lucru care nu face decât să ne bucure. Acest colocviu se va desfășura în perioada 20-23 septembrie la Roman și de aceea vreau să profit de ocazie pentru a vă lansa și această invitație. Vă mulțumesc. Dacă sunt întrebări... Teoră Sondova.ro. Aș vrea să știu care sunt acele provocări pe care le-ați avut de trecut în cele 8 ediții de Târg de Carte de la Piatra Neamț. Bănuiesc că
reprezintă baza de la care se plecate în momentul în care Da, sunt depășite multe dintre ele. Bănuiesc că nu vă spun o noutate. Orice eveniment presupune o construcție financiară. Construcția financiară pentru un târg de carte este destul de substanțială, pentru că trebuie să aduci personalități, să le cazezi, să le asiguri tot confortul de care au nevoie și pe care, bineînțeles, că îl merită. După aceea am spus că acest lucru este depășit prin faptul că am reușit să obținem de la Consiliul Județean înțelegerea să financeze acest târg de carte și lângă finanțarea Consiliului Județean vine și Camera de Comerț cu o contribuție substanțială în așa fel încât să putem să organizăm și la Piatra Neamț și la Roma la un nivel superior celor 7 ediții, având în vedere că avem un an deosebit și vrem să-i dăm amploarea cuvenită. De asemenea, nu pot să trec peste anumite mici neînțelegeri între diferite personalități, fiecare personalitate din domeniul scrisului are propriile abordări și de multe ori ar trebui să mediem aceste abordări diferite, în așa fel încât oamenii de cultură să poată să se întâlnească la aceeași masă, la același eveniment. Este un lucru care de multe ori este greu. Cam politică. Aproape. Numai că aici se lucrează cu vorbe frumoase, cu politețuri duse la extremă. Da. Cam atât. În rest, munca noastră știm să ne-o facem cum trebuie, tot nu vrem să facem referire la ea. Am depășit de-a lungul timpului toate aceste impedimente care țin de partea materială a organizării. Ne-am dotat cu ce ne trebuie, ne-am creat o structură care poate fi mobilă, ne putem duce oriunde în țară cu schema de organizare a unei camere de comerț pentru acest gen de evenimente. Și până acum, ce fel de literatură a fost preferată de vizitatorii și cumpărătorii de la târgurile de carte anterioare? Aici, domnul Cristian Livescu, cred că am avut experiență în materia asta. Vreau să vă spun că n-am venit pe teren gol, am organizat două expoziții, de fapt, de carte, pe care le-a organizat Humanitas la Piatra Neamț. De fapt, filiala de la Iași a organizat la Piatra Neamț două expoziții de carte, care au avut un foarte mare ecou și mai ales impact, o foarte bună vânzare, ca să spun așa. Pe seama lor, atunci am discutat cu domnul președinte al Camerei de Comerț să organizăm aceste târguri. Materia, să știți că nu există o specializare anume. Oamenii vin cu foarte multe așteptări la târgurile de carte, în așa fel încât, în mod surprinzător, sunt cărți care atunci se difuzează mai bine decât altele care zicem noi că sunt de succes la București sau la noi. Am avut surpriza ca, de pildă, am avut editura militară invitată, care a venit cu cărți de documente foarte interesante, foarte bune, care s-au vândut foarte bine la Piatra Neamț. Am avut cărți de documente, iarăși, mă interesează zona asta științifică și cred că spre ea mergeți și dumneavoastră, pentru că zona beletristică, în general, este mai consumată. Se vinde mai bine. Mai consumată, se vinde mai bine. Dar ne interesa spre zona asta alta a cercetării și aici am avut surprize și în ceea ce privește cercetarea științifică și în ceea ce privește literatura, ca să zic așa, mai grea, mai, să zicem, exegezile literare care și ele se vindeau greu și inclusiv în lumea școlară, în lumea liceelor. Mai avem încă o experiență la Piatra Neamț, pentru că acolo, întâmplător, târgul de carte îl facem chiar la începutul anului școlar, în așa fel încât chiar zilele de început ale anului școlar le prindem din plin. Și atunci există acea permeabilitate a elevilor, a profesorilor, ne așteaptă cu foarte mare interes și noi ducem câteva moduluri în liceele din Piatra Neamț.
sunt dialogul ăsta dintre autori, dintre editor, autor și realizatorii de expoziții, cum că noi preferăm și termenul acesta de expoziții, nu numai termenul de salon de expoziții, nu numai termenul de târg de carte, pentru că, în definitiv, în spatele târgului se află un salon de carte și o expoziție de carte. Deci preferăm acest dialog în care autorii și mai ales lansările de carte și conferințele întemeiază și mai bine succesul acestui gen de manifestare, care îmbină într-un fel sectorul comercial, zona comercială cu zona culturală. Zona culturală care, v-am spus, mai greu sunt cărți care se vând sau nu se vând aproape deloc la lansările de carte și care la târgurile de carte capătă succes. Vreau să-i spun domnului Livescu, prietenul nostru, faptul că noi regretăm faptul că suntem prinși în luna august, când școlile sunt închise, pentru că ne-am fi dorit să avem acele module și noi în liceele din Roma. Licee, de altfel, foarte bune, începând cu Roman Vod, amintit de domnul profesor, dar și cu seminarul ortodox, seminarul franciscan și celelalte licee. Orice poate că pe viitor nu va mai fi evenimentul în august, mai ales că în perioada aceasta, 16-19 august, și acest lucru îmi dă emoții, domnule președinte, guvernul, dragul nostru guvern, a propus zi liberă pentru bugetari. Sperăm să-și facă timp pentru târg, nu pentru alte activități. O întrebare. Ați folosit numele unei formațiuni politice, mai ales domnul Pare. Care este? Nu. Unul a scriitorilor. Unul a scriitorilor din România, nu e USR-ul. A nu se confunda. Unul a scriitorul USR. E aceea siglă și este chiar și o dispută. Există chiar și o dispută între USR, Unul a scriitorilor din România și ei au preluat sigla noastră. Mai e chiar o dispută între UAR, am putea spune, Uniunea Armenilor din România, a profitat tot timpul de ambiguități. I-au profitat tot timpul de anumite ambiguități. Haideți să nu intrăm, vă rog, deloc în zona politică. Creăm anumite polemici, nu? Literare, dacă se da. Și pentru domnul de la Intrația, nu vă oprește nimeni să crească să fie mai des întâlnire. Și pentru domnul Paiu, domnul August, dar nu vă oprește nimeni să organizați cursoarul lui. Noi am dorit să organizăm, dar cum spunea și domnul președinte, există multe probleme de rezolvat. Începând de la problemele financiare până la organizarea, chemarea și totuși. Acum se face front comun și mă gândesc că să participe toate editurile, că dacă vreau să organizez pe cont propriu, fac în fiecare zi sau în fiecare săptămână. Haideți să vedem. Nu? Aș vrea să spun și eu câteva vorbe referitoare la programarea unui astfel de târg. El se face în contextul în care, la nivel de țară, există un program al acestor târguri. Deci, editurile, ca să poată fi prezente aici la Roman, trebuie să nu fie implicate sau să nu fie în alte lucruri. Angrenate în alte activități. Și vreau să vă spun că, sigur, acest comunicat de presă pe care îl vom da după terminarea târgului, el probabil vom trage concluzia dacă să-l mutăm sau nu în această zonă. Deci în momentul ăsta eu cred că nu trebuie să spunem, să ne dăm cu părerea până când nu vedem exact ce se întâmplă. Corect. Da. Bun. Vă mulțumesc tare mult, să aveți o zi frumoasă.